în lemn sau în sau în piatră. Așa că cred eu că e o premieră în limba română să le scoatem și să fie texte accesibile publicului. Până acum poate erau, dar puține dintre ele au făcut parte din expoziții ca să... E prima dată când apare în România? Scrisorile, textele, da. Am avut în 2019, am organizat la Galeria Posibilă expoziție și acolo am avut doar un text gravat în marmură, cu traducerea respectivă și m-am bucurat foarte mult că nepotul le-a adunat după moartea artistului și acum le-am stat, le-am transcris, le-am tradus, le-am cizelat. Sunt foarte frumoase. Sunt scrisori din 2000-2004 până în 2020 și efectiv până înaintea morții sale. Și o să vedeți de la starea asta lui ludică, puțin ironică, la tristețe, la un pic de depresie și nostalgie multă. E de citit în expoziție. Textele nu au neapărat legătură cu lucrarea, dar le-am combinat eu mai aproape de lucrări. În schimb, etichetele au textele de pe spatele lucrărilor, pentru că marca nota făcea însemnări pe spate. Atât ce reprezintă lucrare, cât și niște evenimente care au adus la realizarea lucrării. Da, interesant, foarte. Din întâmplare am ajuns și aici. Ce întâmplare? Eu nu sunt întâmplare, eu trimis de Bojica. Oleg Brega m-a pus. Eu mă duceam cu totul, vreau să văd Oleg și mă zic să vin pe Da, ne bucuram. Ați avut vizitatori? Da. Chiar astăzi am fost oameni care au cumpărat de la el din atelier.